Doamnelor, domnișorilor și domnilor, bun găsit! Sunt Ilie Daniel, sunteți în platoul televiziunii SPS TV. Iată că ne revedem și cu bine și în acest an și mă bucur pentru faptul că suntem bine, sănătoși, pentru că este început de an și nu mai apuc la sfârșit, la concluzii să vă spun. Am să vă precizez acum că urez din toată inima televiziunii SPS TV la mulți ani, pentru că de Ziua Națională a Culturii, a genului nostru Marele Mihai Eminescu, și SPS TV va mai crește în înțelepciune cu încă un an. De aceea e de datoria mea moral, spirituală, să spun la mulți ani televiziunii și colegilor mei din SPS TV. Iată că am ajuns la a patra carte din Biblie, a patra carte a lui Moise sau Numeri. Știți că de câteva săptămâni am început o călătorie fantastică prin această frumoasă carte, Biblia. Și cu ajutorul lui Dumnezeu, astăzi o să vom vorbi despre această carte, despre această aritmetică, cum îi vine și denumirea din greacă, sau, dacă este dăm cezarul cezarului, adică a evreilor, prin pustie. Ca atare l-am invitat pe domnul pastor Adrian Ștefăniță. Dumneavoastră îl cunoașteți, am mai făcut emisiuni cu dumnealui cu mult timp în urmă, dar o să vă reamintiți dacă veți căuta pe YouTube, pe istoricul televiziunii, și o să vedeți că am mai vorbit cu dumnealui tot despre Dumnezeu. Și îi mulțumesc pentru că a avut buna plăcere ca timp de 60 de minute să vorbim despre această carte extraordinară, superbă. O să facem o călătorie foarte frumoasă prin cartea Numeri și vom avea ocazia să vă ascultăm. Și mai mult decât asta, prin Duhul Sfânt, să ascultăm pe însuși Dumnezeu, pentru că așa cum am vorbit și în celelalte emisiuni, în toate aceste cărți este prezent Dumnezeu. De fapt, El este eroul principal. Dar la vremea cuvenită o să vorbim și despre personajele cărții. Bun regăsit! Da, probabil sunt 2 sau 3 ani de când nu ne-am mai văzut aici. Dar mi-a fost dor de discuțiile pe care le-am avut. Mă bucur. Și asta înseamnă că mi-a plăcut. V-a simțit bine, da. Sigur. Și cred că astăzi vom avea un ospăț. Un ospăț din cuvântul lui Dumnezeu. Uh-huh. Abia aștept. Ca la orice nouă carte, am vrea mai întâi să ne introduceți, înainte de a vedea temele principale, cine este autorul. Eu am precizat, a patra carte a lui Moise, și cam în ce timp a fost scrisă această frumoasă carte. Da, în privința cărților Pentateuhului sunt numite, adică cele 5 cărți ale lui Moise, și aici făcând o scurtă paranteză, chiar Saducheii puneau foarte mult accent pe această colecție de cărți, cele 5 cărți ale lui Moise, și erau considerate pentru ei cărțile cu o valoare a inspirației superioară celorlalte. Totul se judeca în funcție de etalonul acesta, mini-canonul acesta, care erau cele 5 cărți ale lui Moise. De aceea spuneau ei, dar Domnul Hristos cumva le dă de înțeles că nici Pentateuhul nu îl înțelegeau bine. Ei spuneau, unde vedeți voi în Pentateuh ideea de înviere? Da, pentru că sau nu credeau. Unde în Pentateuh se scrie despre îngeri? Pentru că Saducheii aveau probleme și cu... Nu credeau, da. Nu credeau în îngeri și nu credeau în înviere. Și Domnul Hristos le spune, nu cunoașteți nici scripturile, și mă refer la Pentateuh, și din Pentateuh le răspunde, dar nici puterea lui Dumnezeu. Închidem paranteza. Moise este autorul acestei cărți și voi citi un singur verset care cred că răspunde sau dovedește că Moise e probabil, sau cel mai probabil, autorul acestei a patra cărți din Pentateuh, și anume cartea Numeri. E vorba de Numeri 33:2, care spune așa, Moise a scris, vedeți cât de explicit este textul
Sfintei Cărți, chiar textul cărții Numeri. Călătoriile lor din popas în popas, după porunca Domnului. Și iată popasurile lor după călătoriile lor. Da, Moise este autorul, marele lider prin care Dumnezeu a făcut multe minuni și a scos poporul evreu din Egipt. Deci vorbim despre Moise ca fiind autorul și acestei a patra cărți din Pentateuch. Legat de perioada când a fost scrisă, există mici diferențe între comentatori sau teologi, pentru că și atunci când vorbim despre cronologia biblică există câteva diferențe. Avem o cronologie biblică cât de cât așezată, dar poate există anumite paranteze sau pe care nu le înțelegem într-un mod detaliat sau complet. Însă asta nu ne face să pierdem firul, ci diferențele sunt mici. Am luat dintr-un comentariu unde spune că undeva în jurul anilor 1440-1400, vorbim de 40 de ani de peregrinare prin pustie, cam în timpul acesta, nu știm exact scris, când, da. Moise a scris Cartea Numeri. Da, așa este. Nu ține așa de... că nu se întâmplă nimic dacă uităm ceea ce a spus că cu 1500 de ani înainte, dar e bine de știut pentru că... N-am specificat, înainte de Hristos, scuzați. Da, înainte de Hristos. De ce? Pentru că există acea cronologie a scrierilor sale și asta dovedește că ele au un anumit parcurs. Dacă știm că în Geneza facem cunoștință cu Dumnezeu care creează, în Exodul, cu Dumnezeu care mântuie și salvează, în Levitic, tot cu Dumnezeu facem cunoștință și așează și ordonează, că Dumnezeu, fiindcă Dumnezeu este Dumnezeu al ordinii. În timp ce citeați acel text, mi-am adus aminte că am citit undeva că această carte, Numeri, este cartea popasurilor. Pentru că ei au avut multe și mi-am adus, eu uitasem. Da. Bun. Am văzut că tot Moise este autorul, faptul că există cronologia aceasta sfântă. Am vrea acum puțin să vorbim puțin despre titlul, pentru că dacă unii dintre noi nu suntem familiarizați și mai ales că titlurile acestea vin din limba ebraică, poate că și cei de acasă se înțeleagă ca și mine, un necunoscător, de pildă anumite titluri ale cărților Bibliei și cu cât le explicăm, cu atât ne înzăgostim de ele și le vom iubi, pentru că la sfârșit o să fac un apel către cei de acasă să, după ce ascultă, ne ascultă, după ce vă ascultă pe dumneavoastră, timp de 60 de minute, ca ei să parcurgă totuși în intimitatea locuinței cele 36 de capitole, fiindcă sunt foarte importante. Noi vom vorbi așa, repede, timpul ne forțează să trecem foarte repede. Exact, idei. Da. Dar cei de acasă o să invităm. Așadar, Numeri. Despre ce e vorba? Ați subliniat în introducere foarte bine. Am spus ceva de aritmetică. Titlul în ebraică nu este Numeri, într-adevăr este în pustiu sau prin pustiu, pentru că mai toate episoadele pe care le găsim în Cartea Numeri și ideea de peregrinare sau de umblare este în contextul acesta geografic al pustiei. Vorbim de paranteza aceasta geografică între Egipt, de unde au ieșit ei, și Canaanul, țara promisă, pentru unii sună mai bine în engleză, Promised Land, și asociază cu continentul acela și ne referim la Statele Unite ale Americii. Titlul acesta este În pustie sau prin pustie. Într-adevăr, ulterior a apărut ideea aceasta a numărătorilor, în Septuaginta. Septuaginta reprezintă traducerea în limba greacă a Vechiului Testament, care, pentru cei care nu cunosc, a fost scris aproape integral în ebraică, cu mici pasaje care apar în cartea Daniel, prorocului aramaică. Daniel, care sunt în aramaică, dar urme, cum spune acolo, urme și de aramaică. Puțin aramaică găsim în Noul Testament mai mult, inclusiv Domnul Hristos a vorbit limba aramaică și pe cruce. Și ei au venit cu acest titlu a numărătorilor. Și apoi în Vulgata, care este traducerea în limba latină
a Bibliei, apare chiar în Numeri. De ce a fost dată această denumire și nu este greșit? Pe baza a două recensământe sau a două numărători ale poporului care apar în carte. Exact. Una apare în capitolul 1 la 4. Chiar deci cu asta începe. Da. Și cea de-a doua numărătoare este în capitolul 26. Spre sfârșit, încolo. Spre sfârșit, am putea spune, sau în ultima parte a cărții. Și deci au zis, e clar, vedem poporul așezat, detalii despre fiecare seminție, gata, îi dăm numele de numeri. Dar cred că mai mult decât titlul, contează conținutul, care este excepțional. Aparent e o carte aridă. Carte plictisitoare, țin minte, și mie, copil fiind, auzeam de numeri, lista aia nesfârșită. De nume, de... Dar asta este o carte, romanele polițiste sunt glumă, ce este aici, aventură, în sensul de adrenalină multă, dar lecții de învățat practice. Pentru noi cei care trăim în secolul 21, anul 2024, avem deja a doua săptămână din an. E o carte excepțională. Dar cam asta despre titlul cărții. Da. Următoarea întrebare ar veni, întrebarea e foarte simplă, răspunsul va fi laborios. Vom vorbi despre temele, pentru că ne interesează ce scrie Moise acolo, de ce a fost promovată în Biblos, în Cartea Bibliei, Sfânta Scriptură. Fiindcă ați pomenit de cele două recensământe, de cele două numărători, am întâlnit undeva, acum nu mi-aduc aminte textul, că au fost numărați bărbați între 30 și 50 de ani, deci bărbați în putere. Și m-am gândit așa, nu știu dacă e bună comparația cu cineva din Noul Testament, cu Domnul Iisus. Și m-am gândit la când am auzit 30, s-a aprins o luminiță în creierul meu privind lucrarea sa. Are o legătură și apoi vorbim despre teme, dar pentru curiozitatea mea și poate celor de acasă. E interesantă analogia. Nu m-am gândit direct că există anumite, de asta spun, există tipologii și analogii. Tipologiile sunt acele lucruri, evenimente, personaje, lucruri care reprezintă un tip pentru ceea ce urmează sau urma să fie Domnul Hristos și care era la un alt nivel mai amplu și care apoi uneori tipologia se aplică și poporului ca națiune. Aici fac o altă paranteză, lucruri care se aplică Domnului Hristos apoi se aplică poporului lui sau copilul lui în general. Spre exemplu, poporul evreu a stat 40 de ani în pustie, dar de la 40 de zile vom ajunge de iscodirea țării Canaan. Domnul Hristos 40 de zile stă în pustie și este ispitit, găsim în Matei capitolul 4. Deci, e dat de 40 de zile. Da. Apoi merge Moise la faraon și spune, lasă în numele lui Dumnezeu pe întâiul meu născut să plece să-mi aducă jertfe, să se închine mie, e poporul meu. Iar Domnul Hristos este numit Fiul lui Dumnezeu, monogenes, întâiul născut sau mai de fapt unicul, când este nimeni ca el. Așa e. Și vedem tipologii și am putea, cumva, vom găsi și în cartea aceasta câteva elemente care arată spre Hristos într-un fel de, un fel de tipologii mesianice și care apar într-un context neașteptat, a unei răzvrătiri care atinge culmi, acolo strălucește mai mult lumina în întunericul când e beznă, a caracterului și a bunătății, a dorinței lui Dumnezeu de salvare. Este vorba despre ce vorbeam noi în culise de șarpele de aramă? Unul dintre ele, dar o să dezvoltăm Cum să mai amintim. Cum să nu? Șarpele noi este... să trecem prin ele, fiindcă sunt foarte importante. De aramă și de bronz pentru cei care s-au obișnuit mai mult cu bronz decât cu aramă. Da, e același nemetal. E același metal, dar o terminologie mai actuală. Da. Legat de 30 de ani, este interesant această analogie. Noi știm că Domnul Hristos n-a mai apucat vârsta de 50 de ani, ci de 33 de ani și jumătate. Da. Era perioada aceea în care omul era în putere. Exact. Și de ce o numărătoare? Numărătoarea de obicei îi se făcea, era și o răscumpărare care trebuia adusă, dar se face în contextul acesta în care ei erau aproape să cucerească țara. Și de obicei face o numărătoare să vezi oamenii pe care te poți baza când mergi la luptă. Valizi, da, exact. Adică nu cei care au o vârstă, oameni prețioși, deci nu vorbim despre, aici fac o altă, vedeți, fac multe paranteze, cineva îmi spune, nu mai sunt bun de nimic, deci am ieșit la pensie, nu mai caută nimeni, când lucram, alergam în stânga-dreapta, eram epuizat, eram cineva. Așa este. Aveam mentalitatea aceea greșită, că tu valorezi atâta timp cât produci ceva, nu mai ești bun, dai cu piciorul. Nu te mai sună nimeni, nu te mai... De aceea
pot fi considerați pensionari, ăștia cu mănâncă pâinea, mănâncă, consumă energie, da, ce da, bun de nimic. Am auzit de mentalitățile astea greșite. Înaintea da. Lui Dumnezeu, orice om poartă chipul lui și este valoros, chiar așa dacă e. Nu produce. Asta e mentalitatea aceea pur egoistă și care nu vine din înțelegerea naturii antropologiei biblice și a valorii noastre pe care avem înaintea lui Dumnezeu. Mm-hmm. Omul e bun cât face ceva, după aia dă piciorul în el. Exact. Groaznic. Nu e așa? Da, așa nu? Este. Da, ni se trage din păcate și din istoria aceasta blestemată. Mi-aduc aminte de acolo toate. Citisem undeva, să nu uităm ideea, citisem undeva că Hitler în nebunia sa considera cel puțin invalizii sau oamenii cu handicap ca fiind exact ceea ce a spus. Și atunci uh-huh. merită să moară, pentru că ei nu produc, ei nu, cum exact. Sunt utili. E benefic să scăpăm de ei. Da, asta e mentalitatea. Da. Chiar e bine să fie purat. Exact. Ce rost are? Ca un pom care nu rodește. Da, el aruncă. Da. Da. Trebuie să înțelegem diferența. Da, exact. Hristos pe aceștia îi căuta. Și lor le făcea bine. Cum să nu? Da. Atunci să intrăm direct pe zi frontal în carte. Mergem în pustiu? Carte, da, și să vedem câteva teme, că nu cred că o să le putem aborda pe toate. Eu mi-am făcut temele în sensul că, nu știu cât văd cei de acasă, mi-am pus pe flyere punctele foarte importante din, din această carte și sunt câteva aici. Dar vă ascultăm pe dumneavoastră. Da, aș prezenta cumva un, pe scurt, un rezumat sau o structură da. A cărții Numeri. Ați spus că are 36 de capitole. E o carte generoasă. Da. Dar plină de acțiune, după cum spuneam. În prima uh-huh. parte a cărții, cumva începe din momentul muntelui Sinai. Avem acum stabilim trei puncte geografice. Avem muntele Sinai și vorbim de primele 10, 11 capitole, uh-huh. cam 10. În a doua parte a capitolului 10 se pleacă poporul spre pustia Paran și din locul acesta al doilea punct geografic se îndreaptă spre câmpia Moabului, unde îi găsim pe cei din poporul evreu, inclusiv pe Moise și Aron, în ultima parte a cărții Numeri. Deci avem pustia Sinai, avem pustia Paran și avem câmpia Moabului. Acum, în primele capitole, vedem că trecuseră un an de când ei fuseseră, ieșiseră din Egipt și petrecuseră un an la muntele Sinai. Muntele Sinai înseamnă foarte mult dacă ne uităm în cartea Exodul. Da. Locul unde poporul se întâlnește cu Dumnezeu, dar Moise într-un mod special. Pentru că stă 40 de zile, ideea de 40. Da. 40 de zile urcă pe munte, primește tablele legii, cele 10 porunci, deca, logos, cele 10 cuvinte. Cuvinte, da. Și apoi celelalte legi, exact. Care aveau legi civile, legi sanitare. Exact. Și aveam și legile ceremoniale și inclusiv detaliile, proiectul exact. Arhitectural, dacă am putea spune astăzi, mai mult vorbim de clădire de betoane prin arhitectură, a ceea ce reprezenta sanctuarul sau locașul lui Dumnezeu în mijlocul lor. Exact. Stau acolo un an și deja în cartea Numeri se urnesc. Dar foarte interesant că sunt foarte, primele capitole am spus, vorbesc despre numărătoarea poporului și apoi vedem deja un lucru surprinzător pentru mine. Informații foarte detaliate legate de cum urmau ei să se deplaseze, cele 12 seminții, da. Unde trebuia așezat sanctuarul în tabără da. Și era în mijlocul taberei, da. Cum trebuiau să se deplaseze cele 12 seminții în frunte cu seminția lui Iuda, deși nu era prima, dacă o luăm... Ca întâi născut al lui Iacov a fost Ruben. Ruben, cel mai mare. Iuda a fost al patrulea. Dar Iuda era cel, pentru că din seminția lui Iuda mai târziu urma să iasă și da. Mesia. Și erau la cele patru puncte cardinale câte trei seminții, 3 ori 4, 12, dar fiecare cu steagul într-o ordine impecabilă de săvârșit. Exact. Găsim în cartea aceasta ideea că Dumnezeu trebuie să fie mereu în centru, mereu în mijloc. Ce frumos. Unde te duci? Îmi place că există anumite orașe, poate existau înainte cetăți, unde mijlocul cetății sau mijlocul orașului era o biserică. Da. În centru, exact. Da. Așa se și calculează distanțele. Distanța din Tecuci unde stau pe la Matca se calculează din centrul Tecuciului până în centrul exact. Comunei Matca. Da, centru e centru. Da. Ei, în centru este sau era Dumnezeu. De asta spune, da. Eu vreau să locuiesc în mijlocul la propriul vostru, poporul, da. Între voi
dar în mijlocul vostru, centralitatea prezenței lui Dumnezeu, și toți aveau aceeași distanță până la Dumnezeu sau până la locul de închinare. Așa. Și găsim acest element al ordinii. Dumnezeu este un Dumnezeu al ordinii. Așa este. Și al frumuseții. Pentru că sanctuarul și tot ce era acolo și acele lucruri făcute cu măestrie de Bezaliel și Oholiab erau impecabile. Da. De aceea cred că și în privința aceasta putem învăța de la Dumnezeu că orice lucru trebuie făcut ordonat. Să fie fără cusuri, să fie perfect, să fie desăvârșit. Și dar lui Dumnezeu îi place ordinea. Cine spune, să ne gândim acum poate la atei, care nu cred în Dumnezeu din vari rațiuni. Însă ei ar trebui să ia în calcul un aspect care poate este banal, dar aspectul practic al creștinismului, că orice, cum spune Scriptura, orice lucru trebuie judecat după roade. Așa este și un proiect, așa este și un device, așa, orice lucru să se evaluează în funcție de rezistența lui, de performanțele lui, de eficiența lui. La fel, care sunt roadele creștinismului? Acum, într-adevăr, nu întotdeauna creștinul se lasă pătruns de cuvântul lui Dumnezeu, că e o discrepanță, dar dacă ar fi, s-ar regăsi esența Scripturii în viața oamenilor, am vedea o progresie. Istoric vorbind, chiar dacă nu vrem să mai auzim de creștinism, nu putem da deoparte sau nu putem ignora moștenirea culturii iudeo-creștine în zona aceasta a Europei. Exact. Asta e tulpina pe care au crescut și acestea astăzi. Exact. Putem să spunem, nu vrem să mai auzim, dar n-avem cum să dăm deoparte. E ca și cum un copil spune, nu există tata. Sau nu vreau să aud de tata. Bun, dar nu te-ai fi născut dacă n-ar fi fost el sau mama. Așa este. Da, și este elementul acesta al ordinii. Apoi sunt date instrucțiuni foarte clare cu privire la curăție și sfințenie. Avem un Dumnezeu sfânt. Un Dumnezeu care ne cheamă să fim sfinți. Acum nu o să fim ca El niciodată. Dar să limităm. Să tindem. Cum un copil semen. Exact. Cum un copil seamănă cu tatăl lui, să-l reprezentăm prin ordine, prin curăție. Și poate să fie, era acea curăție ritualică, dar curăția aceea care se vede și prin viața și în, mai ales în valorile morale și în acțiuni, în cuvinte, în tot ce înseamnă viața omului. Pentru că credința pătrunde în toate aspectele vieții. Așa este. Ca într-o apă într-un burete. Intră, exact. Pătrunde totul. Și merge mai departe și apar aici... Aș vrea să amintesc un lucru. Cartea Numeri prezintă foarte multe situații în care poporul e nemulțumit, crâtește și se revoltă. Și unele dintre acele revolte sunt surprinzătoare prin poate amplitudinea lor, dar și prin care au fost promotorii acelor răscoale. Și vedem că poporul în capitolele 11 se răzrătește și spune, ne-am săturat de mană. Ei mâncau mană. Exact. Dumnezeu le dădea în fiecare dimineață când mâncarea cădea roa. Mâncarea îngerii, doar. Mâncarea îngerii, man. Au spus ei, ce este aceasta? S-ar traduce din limba ebraică. Și aceea e că aveau gust de turtă dulce. Turtă dulce, da. Acum se vinde, se caută. Și de place, da. Da. De curând am găsit turtă dulce cu ghimbir, e și sănătoasă. Și au zis, ne-am săturat. Numai mană dimineața, la prânz, seara, dar vrem și noi altceva. Carne, unde vrem și noi prepelițele. Da. Șaorma, vrem și noi ceva, vorbind despre ziua noastră, în timpurile noastre. Și Moise s-a supărat. A mers înaintea lui Dumnezeu și a spus, Doamne, m-am săturat, nemulțumiți până peste cap, ăștia, oamenii aceștia niciodată nu zic și mulțumesc, exact. Te trudești pentru noi, e bine că măcar avem ce să mâncăm, om intra noi în țară și atunci o să ne bucurăm și o să mâncăm tot ce vrem, lasă că răbdăm, e nevoie uneori să înduri, dar nu a fost vorba de așa ceva. Și apoi a spus, Doamne, 600 de mii de oameni, chiar citeam înainte de a veni încoace, 600 de mii de oameni, cum să le dau eu carne în atâția oameni? Și o să vrea fiecare să mănânce pe săturate și erau și probabil flămânzi, adică mâncau pe cinste. 600 de mii de oameni, de unde să le dau eu carne? Așa. Și știi minunea cu prepelițele, unii mor cu carnea, nici nu mai fric, o mănâncă crudă, atât de disperați erau. Dar era mai mult decât disperați, erau, deși flămânzi erau răzvrătiți. Și spune că unii dintre ei mor, iarăși Moise mijlocește pentru ei, Dumnezeu se îndură. Dar, surprinzător, vedem un alt episod al răzvrătirii, Maria sau Miriam, sora lui Moise și Aron,
cel care a fost vocea sau era purtătorul de cuvânt al lui Moise, cel care lucra în Egipt, da. Exact, lucra împreună cu Moise, erau exact. Liderii. Da. Era și el cumva împreună cu Moise recunoscut, da. Exact, în echipa liderilor, de leadership a poporului, în bordul de leadership și au zis, da, ne-am cam săturat de Moise. Așa cum se săturaseră de mană, Moise dimineața, Moise la prânz, Moise seara, Moise azi, Moise mâine, dar nu mai vorbește Dumnezeu și prin alții, nu mai sunt și alți oameni. Ce cu el? E vreo căzut din stele, din... Și mă gândeam la un lucru. Maria a fost cea care cumva a fost folosită de Dumnezeu ca să-l scape pe Moise atunci când mama lui Echebet l-a pus în coșulețul acela uns cu smoală, i-a dat drumul pe apă și a zis, eu nu pot să-l mai țin. Faraon voia să poruncise să fie omorâți copii, toți copiii, da. De parte bărbătească. Și ea vorbește cu fiica lui Faraon, îi dă sugestia, este o evreică, deci face un lucru extraordinar. Cum să... Și acum Maria, aceea care a demonstrat o noblețe, o frumusețe de caracter, un sacrificiu, aproape că îi părea rău din reacția ei, da? Deducând, îi părea rău că mai bine lăsați moară. Nu spune asta, dar asta transmitea. Și Dumnezeu ia apărarea lui Moise și spune, Moise este special pentru mine. Eu vorbesc cu el cum nu vorbesc cu nimeni. Maria are lepră, da. Moise însă nu se răzbună pe sora lui. Este vindecată, dar învață ceva Maria de acolo. Dar iată de unde vine, de la frații tăi. Da, cei de lângă tine. E, și ajungem la capitolele 13 și 14, unde apa clocotește. Au hotărât Moise, cei din popor, au zis, nu, suntem la jumătatea distanței, asta era pustia Paran, de la ieșirea din Egipt până la intrarea în Canaan. N-ar fi mult de mers până acolo, dar ar fi bine să avem câteva informații, să fim oameni care precauți, să avem o strategie. Și trimitem 10 cercetători, spioni, în Scriptura parcă îi scoade, câte scoade, unul da. De fiecare seminție, dar oameni din frunte, lideri, oameni buni, ei se duc pregătiți. Și Moise le spune și clar, fiți atenți, care este misiunea voastră. Vedeți țara, e rodnică, au ziduri mari sau mici, oamenii cum sunt, puternici. O studiați. Mergeți și veniți și dați-ne informațiile respective, ca și punctat. Pleacă. Sunt aleși cei 12, 40 de zile stau acolo, se întorc și cu acel strugure cărat de doi, că era atât de mare, din Valea Eșcol, o vale bogată. Și când vin, toți erau extrem de entuziasmați și chiar apare cuvântul, în traducerea Corinescu, cuvântul știre. Mă gândesc că parcă sunt 12 posturi de știri care dau știrile de seară sau de prânz. Da, da, da. Și toți s-au așezat și a spus, ia să vedem primul canal, care o fi canalul, Express TV. sau altul ce știri sunt. Și au venit și au spus, așa este, țara este bogată. Li se spunea că e țară, vă duc într-o țară unde curge lapte și miere. Da. O bogăție. Și au adus și smochine, au adus și curmale. Au zis, uitați-vă, vedeți strugurile astea? Exact. Și toți cu gura căscată au spus, wow, păi dar noi n-am văzut așa ceva. Au uitat și de mană și de prepeliți, au zis, așa ceva vrem. Dar au zis, nu vă grăbiți, să vă zicem și altceva. Dar n-avem nicio șansă să-i cucerim. Păi ce oameni am văzut acolo, fiii lui Anac mai ales. Da. Și l-au rămas în minte, acei uriași. Nu erau toți așa, dar fiii lui Anac. Apoi se gândea poate la zidul Erihonului, pe care ulterior l-au cucerit, da. Încrezându-se în Dumnezeu. Puțin mai târziu o să vorbim, da. Da, sau alte lucruri. Și au zis, nicio șansă. Doi din cei 12, exact. Iosua și Caleb, Iosua fiul lui Nun și Caleb, Hosea îl chema și îi spune că Moise a pus numele de Iosua. Au zis, așa este, colegii noștri au zis adevărul și noi am văzut ce au văzut și uriași, ziduri exact. Mari, dar e ceva. Lor le-a scăpat un lucru pentru care noi chiar suntem aici, suntem și am fost martorii multor minuni. Dumnezeu a zis că va fi cu noi. Ei, cei de acolo, nu l-au pe Dumnezeu, au uriași, dar nu l-au pe Dumnezeu. Dumnezeu este cu noi. Și atunci se așteptau ca cei din popor să spună, da, așa este, n-ar trebui să ni se moaie inima ca apa, cum spuneți. Mergem cu Dumnezeu. Mergem cu Dumnezeu, n-am văzut 10 plăci, minuni în pustie, man în fiecare zi, așa încălțămintea e. Nu ni s-a stricat, da, Dumnezeu e cu noi. Da. Dar în momentul în care au intervenit cei doi și încercau să contrabalanseze exact. Raportul știrile lor negativ, pozitive. Știrile negative, da.
Oamenii caută știri negative. N-ar fi rating, din păcate. Din păcate, dacă dai numai știri bune de olimpice, mai strecori pe acolo. Nu. Se închid televiziune, jurnaliștii pleacă acasă. Trebuie să fie palpitant, can-can. Din păcate, omul are aplecare spre așa ceva. Așa este. Și în momentul când ei sperau că cei din popor să se trezească, au revenit și au zis, nu-i ascultați, ascultați-ne pe noi, și au umflat mai tare. Acum n-au lăsat doar speriat de tot. Da. Au zis, noi erau niște lăcuste. Păi ce șanse ai în inghie de vii? Și ce le-a transmis, l-au transmis, de fapt, cei 10 care au 10, celor din popor a fost următorul lucru. Dacă mergem, ne pun pielea pe băț. Ne mănâncă de vii. Da. N-avem nicio șansă să scăpăm. Și atunci a spune, a asculta pe ceilalți doi, să ne asintri în gura lupului. Exact. Dacă ești, ești cu mintea întreagă și nu-ți lipsesc câteva doage, te duci să faci așa ceva. Bineînțeles. Și atunci s-au răzvrătit, au pus mâinile pe pietre și au vrut să-i omoare și pe ei și pe Moise și pe Aron. Da. Și atunci intervine, sunt momente în care Dumnezeu intervine prompt. Se manifestă prezența lui Dumnezeu asupra sanctuarului și cumva intră frica în cei 10 și în cei din popor și au zis, stați puțin că am sărit puțin calul. Dumnezeu intervine. Cei 10 cumva își primesc prompt sau își culeg roadele. Și Dumnezeu spune, voi distrugeți poporul acesta. Eu vreau să le fac un bine și voi le faceți un rău. Iată care e consecința răzvrătirii voastre, că a fost o formă de răzvrătire și au murit pe așa. Da. Și Dumnezeu voia să-i distrugă. Și atunci Moise, și aici este un alt element al mijlocirii. Moise îi spune, Doamne, nu-i distruge. Dacă îi vei distruge, egiptenii vor spune că n-ai fost în stare să-i duci în Egipt. Exact. De ce ai mai scos de acolo? Și dar... spune, bine, nu-i distrug, dar îi va costa. Sunt un Dumnezeu iubitor, dar voi fi și drept. Eu păstrez aceste două atribute ale ființei mele, care întregesc caracterul meu. Și atunci, eu să le dau exact ceea ce vor. Le dau ceea ce vor. Ei au zis că nu vor să intre în țara aia. Și nu vor vedea. 40 de zile. Cel puțin generațiile. De la 20 de ani, și aici vedem, de la 20 de ani în sus, cei care au de la 20 de ani în sus nu vor intra în Canaan. Fiilor, da, vor intra. Pentru că ei au zis că fiilor nu vor intra, de fapt, ei vor intra. Vor fi de pomină. Și intră. Și gândindu-ne că i-au învățat ceva și apoi se răzvrătește Core, Datan și Abiram. Da. Și 250 împreună cu ei și se despică pământul și îi înghite. Și apoi vedem că se răzvrătesc pentru că n-au apă și Moise îi spune, vorbește stânci și în loc să vorbească Moise, lovește. Aici el își atribuie sau își arogă ceea ce și aici l-a costat pe Moise. Într-un final nici el nu intră. Nici el nu intră. Nici. Pentru că în loc să vorbească stânci, o lovește și nu doar atât, în exprimarea lui, părea că s-a pus în locul lui Dumnezeu. Umânie, vom ceva. Putea noi oare să vă dăm apă nemulțumiților? Cu alte cuvinte, el s-a pus în locul lui Dumnezeu și Dumnezeu a taxat asta. A spus, Moise, nu vei vedea. Eu te iubesc, dar nu vei vedea țara. Pentru că tu nu m-ai dezonorat înaintea poporului. Ai dat de înțeles că tu ai făcut toate acele lucruri sau că tu faci. Despre mine vorba. Îmi pare rău, tu nu o să vezi țara. Da. Pentru Moise a fost traumatizat. Și a dat seama ce greșeală făcuse. Dar pentru că nu avem timp acum să intrăm, Dumnezeu știe să întotdeauna să contrabalanceze. Și deși n-a văzut Canaanul decât, i s-a arătat așa ca într-un film derulat, de pe un... După o panoramă superbă. Moise este înviat, spune cartea Iuda, înainte Apocalipsa, și este luat direct la Canaanul Ceresc. Și se răzvrătesc. Apoi, după asta, e un alt moment al răzvrătirii, când spuneau, iarăși nu mai avem apă și nu mai avem mâncare și trimite șerpi înfocați. Și le spune, și aici ajunge la elementul, șarpe. Moise ia un șarpe, fă un șarpe de aramă, care să fie cumva răstignit sau pironit pe o prăjină, pe un par. De asta este simbolul de șarpe în jurul paharului, din medicină. Da, medicină. Și cei care privesc și vor crede, elementul la credința, vor fi vindecați. Și trece și momentul acesta și ne dreptăm spre ultima parte a cărții. Vedem că Moise le dă și niște sfaturi la final, dar avem și episodul cu Balaam,
care îi chema să blesteme poporul de către Balac, regele Moabului, care erau în tranzit pe acolo și Balam era un vrăjitor. Și spune, te plătesc, blestemă-i pe oamenii ăștia, poporul acesta, ca să fiu și eu liniștit. Și Balaam nu poate să blesteme poporul, pentru că Dumnezeu nu lasă. De trei ori a încercat. Nu permite, da. Și nu doar că nu i-a blestemat, ci i-a binecuvântat. Și a spus, ce bine, ce frumos ar fi să mor și eu de moartea acestor neprihăniți. Și face și o profeție. Balaam spune, o steară sare din Iacov, face o profeție mesianică. Vorbea despre un conducător pe care urma să-l aibă poporul acesta, care urma să fie Mesia, Mântuitorul, Salvatorul, Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Deci se face o profeție. Ei știau deja, s-au uitaseră. Ce anume? De această profeție că va veni unsul, Mesia. Da, pentru că Mesia. Moise spunea, după mine va veni unul ca mine, iar el i-a scos din robia egipteană, altul care îi va scoate din robia păcatului. Apoi a 10-a plagă a fost despre mielul acela sacrificat și sângele Paștele. Și spunea Paștele care arăta spre mielul care urma să vină, care iarăși este Hristos. Exact. Da, știau, dar aveau nevoie, știți, noi uităm. Să ne reîmprospătăm cunoștințele. Și nu doar e o soluție. Trebuie să repetăm, de asta spune, îi spunea, repetați-le copilor, spunea părinților, la sculare și la culcare, oricând. Întipărește în mintea lor învățăturile acestea. Așa este. Acum revenind, e o carte plină de episoade de răzvrătire, de nemulțumire, de critică, însă ceea ce este surprinzător este că, și vreau să mă îndrept acum spre ultimul episod pe care l-am amintit, dacă jos în vale Dumnezeu avea probleme cu poporul, după cum spuneau, pentru că deși l-a dat atât de multe dovezi ale iubirii lui, ei manifestau neîncredere, nemulțumire, Balaam de pe munte îl vedea pe popor ca fiind desăvârșit. Aici este o lecție foarte interesantă. Da. Dumnezeu când are ceva de spus, ne ia deoparte și spune, eu cu tine am de treabă. Uite, aici nu stai bine, aici ai o problemă. Dar când merge să discute cu alții despre noi, spune, uite, el este copilul meu, îl iubesc și un copil bun. Dumnezeu nu ne face de râs înaintea altor. E interesant, da. Nu stă și ne zice, o, nenorocit ăsta. Nu, cu noi discută ce de discutat, dar își prezintă poporul ca fiind un popor organizat, frumos, de pe deal se vedea. Sfânt, iubitor, da. Era poporul lui, erau copiii lui. Dumnezeu își iubește copiii chiar și când ei nu ascultă, îl doare. Exact, da. Însă aceasta e diferența între Dumnezeul adevărat și ceilalți și Dumnezei zei, care da. Trebuia îmbunați. Dumnezeu nu spune, te iubesc dacă faci ce zic eu. Exact. Eu te iubesc și dacă nu faci, dar mă va dura pe mine și te va costa și pe tine. Dar eu te iubesc. Și te voi iubi până la capăt. Și aici găsim o temă extraordinară. Tema care, e așa cum era sanctuarul în centrul poporului, așa strălucește tema aceasta. Dumnezeu a încheiat un legământ cu ei la muntele Sinai. Iar Dumnezeu a fost, este și va rămâne întotdeauna fidel și credincios legământului încheiat. I-a promis lui Avraam, în Geneza capitolul 12, din sămânța ta va vedea țara promisă. Eu mă țin de cuvânt. Că voi ascultați sau nu ascultați, că sunteți răzvrătiți, puneți mâna pe pietre și vreți să omoriți pe trimișii mei. Eu împlinesc făgăduința. Eu mă țin de cuvânt. Eu chiar în mijlocul celui mai mare întuneric vă dau patru elemente aproape tipologice care arată spre mine. E vorba de șarpele, despre care Ioan capitolul 3 Hristos spune, îi spune lui Nicodim, după cum a înălțat Moise șarpele în pustie, eu voi fi înălțat. Da. Singura noastră speranță și șansă de a fi mântuiți este în Hristos și moartea lui pe cruce. Apoi stânca în care s-a lovit, spune și Pavel, stânca din care a curs și apă, e Hristos care ne dă apa vieții, găsim în Ioan. Și apoi steaua care răsare din Iacob și regele acela pe care vorbește el, toate aceste elemente arată spre Hristos. Hristos își manifestă sau își exprimă din nou dorința lui de a-i răscumpăra, de a-i salva pe acei oameni și de a le fie bine. Dar aici vedem că în momentul în care nu asculți, există și consecințe. Da, mai ales că în altă emisiune cu alți colegi am făcut am avut o problemă, un item din emisiune despre blesteme și binecuvântări.
și ele au ținut despre ascultare sau neascultare. Pe când în societatea de astăzi sunt alte elemente, două tot antagonice, ghinion și noroc. Oh, da. Da, ele nu există în Biblie. Noi rămânem la blestem și la binecuvântare. Da. Ele erau condiționate, pe când ghinionul sau norocul sunt la, nu depinde de tine. Așa este. Mă scuzați. Nu e problemă. Și mă gândeam la, fiindcă sunt apar blestemele și în această carte a numerilor, mă gândeam că anumite persoane din ziua de astăzi își arogă faptul că pot blestema, pot dezlega, pot face farmece, pot lega farmece, pot... Și m-am gândit, trebuie să ai tupeu, îndrăzneală să îndrăznești să faci așa ceva. Pe când doar Dumnezeu, și vedem în cartea numită, într-adevăr, ultimele capitole, că Dumnezeu binecuvintează prin solul de care ați amintit. Da, legat de binecuvântări și de blesteme, unii care spun, nu-l suport, e dușmanul meu, e concurența mea, e cel care, când îl văd, parcă nu pot să stau liniștit. Uite, te plătesc, numai adun blestem asupra lui. Da. În ziua de astăzi. Da, da. Încă mai există. De asta am vorbit. Și da. ne întrebăm oare să ne fie teamă dacă cineva nu ne suportă și vorbește cu cineva, cu altcineva care pretinde că are puterea asta, exact. Aceasta de a aduce blesteme. Sunt oameni care se sperie. Cazul acesta biblic, pentru cei care cred în Scriptură, este atât de clar și limpezește această problemă. Balaam, care era vrăjitor și era profesionist, că unii sunt amatori, era profesionist, era de meserie, adică știa cu ce se mănâncă, nu a putut să blesteme ce a binecuvântat Dumnezeu. Așa este. Noi n-ar trebui să ne temem decât de Dumnezeu. Da. Oamenii pot să aducă toate blestemele de pe lume. Când cineva este în mâinile lui Dumnezeu, în sens metaforic, e de partea lui Dumnezeu, Dumnezeu nu va permite să-i se întâmple nimic. Așa cu este. Toate blestemele. Da. Și cu toate binecuvântările altcuiva, dacă nu rămâi lângă Dumnezeu, nu ești în siguranță. Așa este. De aceea aș vrea ca cei de acasă să caște, cu ghilimele de rigoare, urechile bine, pentru că sunt foarte mulți oameni în ziua de astăzi care cred în aceste credințe, că sunt persoane care întorc, care blesteamă, care și le e frică de superstițiile acestea, domină, chiar dacă noi suntem în secolul tehnologiei, în secolul vitezii, în secolul 21. Și mulțumesc pentru că ați punctat și chiar am insistat ca să punctăm, pentru că ar fi păcat ca noi să nu-L credem pe Dumnezeu, să credem anumite farmece care niciodată nu știau, dar sunt niște vicleșuguri și înșelăciune și știm foarte bine și cei de acasă știu că ne urmăresc constant, știu că acestea sunt viclenii ale satanei și din păcate reușesc. Da, pentru că unii vor replica și vor spune, da, iată că în anumite situații s-a întâmplat. Și îmi vine în minte cazul lui Saul, primul rege. Da. Deci nu vorbim despre un blestem acolo, dar un lucru care s-a spus de despre el și care s-a împlinit. S-a dus la vrăjitoarea din Endor și va spune, tu vei fi unde sunt eu, pretinsul Samuel, care în înțelegerea mea, a dumneavoastră și a multor teologi, sau a anumitor teologi mai corect spus, nu era Samuel, ci era un duh care pretindea că este duhul lui Samuel. Și într-adevăr, el moare în războiul cu filisteni, inclusiv fiul lui Ionatan. Atunci când tu te îndepărtezi de Dumnezeu, intri sub influența celui rău. Da. El poate să spună ceva pe care tot el îl va împlini. Pentru că nu mai ești ocrotirea lui Dumnezeu. Dar dacă omul care chiar este sub stăpânirea celui rău, dar își dă seama că a greșit sau din cauza lui este în locul acela, dar vrea cu toată inima să iasă de sub influența celui rău, este ascultat. Pentru că Dumnezeu nu ascultă doar rugăciunea poate rostită cu glas tare sau ci poate chiar și intenția inimii pe care el o cunoaște și spune, ăsta e copilul meu care el vrea să scape de sub influența aceasta și când ceva mă cheamă, eu voi interveni. Da, așa este. Bun.
s-a discutat despre răzbunarea cu ghilimele a lui Dumnezeu pe loc și au fost câteva exemple. Unii teologi, deci oameni învățați, nu oameni simpli, chiar afirmă despre Dumnezeul Vechiului Testament că era un Dumnezeu sângeros, iute la mânie. Și aș vrea ca și din această perspectivă, pentru că ne interesează pe mine și pe cei de acasă, și această carte din perspectiva marii lupte care se dă, și tocmai l-am pomenit și pe al doilea personaj, pe Satana, în afară de Dumnezeu. Și ne-ar interesa cum se vede cartea Numeri în această mare luptă care, cosmică, care se va da până se vor termina toate. Cartea Numeri oferă lecții practice pentru toți oamenii care vor trăi până la finalul istoriei salvării, conform Biblia, din lumea aceasta. Suntem în acea situație cu poporul evreu. Dumnezeu prin Hristos ne-a scos din robia păcatului. Dar se întâmpla ca unii evrei, deși ei nu erau fizic în Egipt, ei încă erau sub robia obiceiurilor, credințelor, practicilor, exact, și inima lor era tot în Egipt. Le adoptaseră ușor. Hristos a murit pentru noi ca să ne izbăvească de păcat. Iar de păcat în sensul de să nu mai fim stăpâniți de păcat, să-i facem, adică să nu mai ascultăm de păcat, păcatul fiind o personificare aici. Adică noi avem uneori impulsuri în trupul nostru. Acum nu spunem că trupul e păcătos prin sine. Și nu vorbim despre dihotomia suflet-trup, pe care nu o găsim în Scriptură. Sunt două aspecte, dar ele merg împreună. Însă, noi chiar dacă Hristos a murit pentru iertarea noastră și pentru a nu mai fi robii păcatului, acelor impulsuri care ne împing la invidia, urâ, a te răzbuna sau alte lucruri, dacă noi nu vrem să fim schimbați, dacă noi nu iubim cuvântul lui Dumnezeu și lucrurile bune, ni se pare că a fi șmecher, a fi duplicitar, a fi ranchiunos este mai de dorit, nu are nicio influență. Noi încă suntem în robie. Dar drumul acesta spre Canaan uneori e un drum anevoios. Și de multe ori problemele care apar, cum a apărut și în cazul poporului evreu, n-am mai amintit, ei n-au mai intrat atunci în Canaan pentru că s-au răzvrătit. 40 de ani au peregrinat, au murit acolo, generația aceea, abia fiilor au intrat, dar întârzierea aceea și multe din necazurile pe care le-au avut, le-au avut din cauza lor. Bineînțeles, trebuie punctat asta. Ce învățăm? Noi suntem și noi în drumul acesta, în sens metaforic, în călătoria aceasta, pentru că viața cu Dumnezeu este asociată cu o călătorie. Dar călătoria aceasta este importantă în măsura în care suntem prieteni cu Dumnezeul care ne-a creat, Dumnezeul care ne dă viață sau ne susține viața în fiecare zi și Dumnezeul pe care vrem să-L vedem și în prezența căruia vrem să petrecem veșnicia. Creștinismul este despre, cum spune în Ioan 17:3, viața veșnică este cunoașterea lui Dumnezeu, să-ți facă plăcere să stai de vorbă cu El, să-i ceri sfatul, să-i împărtășești bucuriile, să-i împărtășești necazurile, să-i spui, Doamne, mă lupt cu asta, te rog ajută-mă, nu vreau să te întristez, te apropii, așa cum te apropii de cineva drag. Iar din această carte, cumva vedem o ilustrație a ceea ce înseamnă drumul nostru spre împărăția lui Dumnezeu, dar un drum care implică provocări, responsabilități, încercări și toate acestea se încadrează perfect în ceea ce înseamnă marea luptă. Marea luptă o vedem exact, câmpul de bătălie, aici. În cartea aceasta vedem cum Satana ispitește pe oameni. Ei la rândul lor ispitesc pe Dumnezeu, se răzvrătesc, nemulțumiți, spun, ne-am săturat de tine, vrem să facem ce vrem noi, era mai bine să trăim după capul nostru, după legile tale, după învățăturile tale, ce atâta. Și iată consecințele, acolo vedem
Ce se întâmplă când asculți de Dumnezeu? Ce se întâmplă când asculți de Dumnezeu? Ce face Dumnezeu când asculți? Rămâne lângă tine, dar de ce vrea Dumnezeu să asculți? Deci marea luptă, și cred că e interesant și merită fiecare să scoată alte lucruri, este prezentată într-un mod atât de clar în toată cartea asta. Uh-huh. Marea luptă este acolo. E întoiul luptei. Uh-huh. Da, de aceea voiam să vedem în fiecare carte de ce, pentru că pentru unii chiar creștini cărțile Vechiului Testament sunt plictisitoare și noi prin ceea ce facem, prin aceste emisiuni, am vrea să arătăm că de fapt ele nu sunt plictisitoare, din contră. Așa cum spuneați la început, sunt provocatoare și te provoacă să le citești și ai curiozitatea aceea pozitivă să afli ce s-a mai întâmplat, ce s-a mai întâmplat cu acest popor sau cu personajele principale din cărțile acestea. Și atunci, dacă vom reuși ca misiune ca oamenii de acasă să se îndrăgostească de aceste cărți, atunci și Dumnezeu e fericit și noi, pentru că ne-am... Chiar noi ne reîndrăgostim. Da, exact, exact. De aceste cărți ale Scripturii. Da. Nu mai sunt multe minute. Am putea să facem o concluzie în, așa, în tot ce ne-ați povestit. Dar cartea Numeri nu este nici pe departe atât de aridă cum pare. Într-un sol arid sau dintr-un sol arid țâșnește cea mai proaspătă și curată apă care înviorează sufletul. În cartea Numeri vedem un popor pe care Dumnezeu l-a scos prin minuni din Egipt. Un popor care încheie un legământ. Și un popor care, deși se răzvrătește de multe ori, un popor care parcă merge pe panta descendentă, pe topogan tot mai jos, cu cât poporul parcă merge mai mult în răzvrătire, caracterul, frumusețea, bunătatea și credința lui și a lui Dumnezeu parcă strălucesc și mai mult. Este o carte a contrastelor, a bunătății și dreptății lui Dumnezeu, exact, în contrast cu necredința și neascultarea poporului. Omului, da. Dar în același timp vedem în această carte ce înseamnă să-L crezi pe Dumnezeu pe cuvânt, să te încrezi în El, că dacă, cum spunea cineva, când Dumnezeu este cu tine, formezi majoritate. Pot fi toate ființele din univers împotriva ta. Când Dumnezeu e de partea noastră, noi suntem siguri că vom birui. Și îmi place foarte mult ideea aceasta. Spune în 1 Corinteni 10:11, de fapt, de ce a fost scrisă cartea aceasta? Că a fost inspirată de Dumnezeu, l-a inspirat Dumnezeu pe Moise să o scrie. Aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne slujească drept pilde și au fost scrise pentru învățătura noastră, peste care au venit sfârșiturile veacurilor. Noi avem multe lecții de învățat. Îl descoperim pe El, dar vedem ce putem face noi ca să nu repetăm istoria lor și noi să nu murim în pustie, ci să intrăm în Canaan. Și să ne bucurăm de roadele Canaanului. Este, această posibilitate este la dispoziția tuturor. Depinde însă de noi dacă vom învăța ceva din istoria lor. Mai avem câteva minute și stăteam să mă gândeam la cele două recensamente. Acum există în conform raportului biblic, există o diferență între prima numărătoare și a doua numărătoare a poporului? Eu n-am prins esența, de aceea mă interesează. Ca să fiu onest, nu am analizat și din prisma aceasta diferențelor. Nu știu, e un lucru pe care o să-l studiez și eu. Nu știți de ce? Pentru că am citit undeva, nu mai mi-aduc aminte unde, privitor la aceste recensamente, aceste numărători, că la un moment dat poporul evreu număra, bineînțeles, cu aparținători, copii, cu femei, cu bățâni, numărau vreo 2 milioane și ceva de oameni, de suflete. Da, după cum spuneam, și acei 600 da, de mii, păi asta, numărătoarea 600 de mii apărea la cei care erau bărbați în putere, gata să lupte. Dar aici nu luam în calcul tot bărbați, dar care aveau o anumită vârstă, nu luam femeile și nici copiii. Da, da. Și evident numărul acesta, ca în cazul mulțirii pâinilor și peștilor, spune că erau 5.000 sau de bărbați și femei, sau care era numărul afară de femei și bărbați, afară de femei și copii. Da. Pentru că era și cultura, în primul rând, exact, bărbatul...
bărbatul era o cultură în care bărbatul avea... El avea importanță. De asta copilul se spune, și femeia nu. Când se amintea și în genealogii, a născut cutare pe cutare, da. Dar... Și vorba de bărbați. De bărbați. Pentru că ei erau capii de familie și ei contau. Erau mai misogini. Deși apare în genealogiile Domnului Hristos, apare și femei. Da. Inclusiv Rahav. Da. Păi asta apar femei care nu ar fi făcut cinste prin meserile care, pe care le aveau. Dar care, când aveau și-au îndreptat aici. Viața, și-au îndreptat-o. Asta e. Dar legat de numărătoare, e un studiu care merita aprofundat. Prin asta aș vrea să le transmitem și celor care ne ascultă. La rândul nostru mereu descoperim lucruri noi și noi. Cum să nu? Și cu cât încerc să aprofundez Scriptura, îmi dau seama că orizontul se lărgește, nu se îngustează. Sunt atât de multe nuanțe, atât de multe aspecte, atât de multe analogii care apar, atât de multe detalii care pot fi înțelese în contextul mai larg al Scripturii, încât niciodată nu vei spune, eu acum de ce să mai citesc, că m-am săturat, deja am săpat, nu mai merge mai adânc. M-am plictisit, știu despre ce e vorba. Merge, interesant. Da. Poate să vedem dacă la final mai erau la fel de mulți, pentru că între timp știm că Dumnezeu a mai nimicit câțiva. Da, pe cei care... Sau dacă în condițiile acestea, cu toate că ei s-au răzvrătit de atâtea ori, totuși numărul lor a crescut, e o altă dovadă a bunătății lui Dumnezeu. Da. Adică, de fapt, scopul, întotdeauna când noi vrem să aflăm ceva din Scriptură, trebuie să fie în spate o motivație corectă, curată și cu sens. De ce vrem să aflăm? Ne ajută să înțelegem mai bine modul în care lucrează Dumnezeu, ne ajută să înțelegem mai mult ceva despre cum a decurs... Sau, de fapt, asta este ideea pe care aș vrea să o păstrăm foarte clar în minte. Dacă citim Biblia, fiecare pagină și fiecare verset, și nu ne gândim sau nu asociem acel lucru cu persoana Domnului Hristos, am citit Biblia degeaba. Da, exact. Ioan 5:39 spune sub formă de mustrare. Voi citiți Biblia, cercetați Scripturile, pentru că sucuteți. Dar nu m-ați văzut pe mine. Da. Degeaba. În momentul în care citești Biblia și nu... Fără el? Nu te gândești, fără să forțezi Biblia. Nu vreau să o silim, la asta mă refer, că și inventăm tot felul de interpretări. Dar acel lucru ne duce cu gândul la Hristos. Sau ne întrebăm, Doamne, ce vrei Tu să învăț despre Tine din pasajul acesta? Da. Adică am în minte lucrul acesta. Foarte interesant. Da, timpul s-a epuizat, așa cum vă spuneam. Mulțumim foarte mult pentru că am mai aflat lucruri noi. Mulțumesc și eu. Demne pentru sufletele noastre și mulțumim și lui Dumnezeu pentru aceasta, că El poate face acest lucru. Rămâne ca pentru cei de acasă să reamintesc îndemnul de la început. Vă aduceți aminte, acum 55 de minute v-am rugat ca să luați această carte după ce se termine emisiunea. Emisiunea o puteți revedea pe YouTube de ori câte ori doriți. Să luați această carte, cele 36 de capitole, și să o recitiți. Să o recitiți ca să găsiți toate aceste bucurii, toate aceste adevăruri pe care, din păcate, în ziua de astăzi nu se mai găsesc. Așadar, ca o concluzie, rămâne să aprofundați și să descoperiți ce frumoase sunt și cărțile Vechiului Testament. Mulțumesc mult de tot pentru participare, pentru tot ce ați spus până acum. Le mulțumesc celor de acasă că au avut răbdarea să rămână cu noi până la sfârșit. La revedere!